Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Activitate intensă la Apia Argeș. Plata avansurilor pentru campania 2017 se apropie de final, iar în perioada următoare va debuta plata pe zootehnie. Activitatea a fost una extrem de complexă în ultima perioadă la Apia Argeș. Plata avansurilor pentru campania 2017 se apropie de final. Din cei 21.778 de fermieri, am autorizat și plătit 21.770, undeva mai sunt câțiva de plată care au ceva neconformități și pe care i-am trimis la centrul suport, astfel că în perioada asta, la nivelul județului Argeș, au intrat peste 12 milioane de euro. Și acordarea ajutorului financiar pentru motorină a reprezentat o prioritate pentru angajații Apia Argeș. Am avut 335 de beneficiari cu o valoare a plății la nivelul județului nostru de 2.425.249 de lei. În perioada următoare vor începe și plățile pe zootehnie. Începând cu data de 16 noiembrie, avem confirmarea APIA Centrală a Ministerului Agriculturii că se va începe plata și pe zootehnie și aici mă refer la bovine, bovine lapte, bovine lapte carne, sprijinul cuplat. Sprijinul cuplat pe ovine caprine deja a fost plătit până acum de către noi la fermierii din județul Argeș, deci ca avans la sprijinul cuplat pe ovine caprine am plătit 16 euro pe cap de animal dintr-un total de 22,45 de euro pe cap, cât este cuantumul pentru anul acesta. Așa că activitatea va fi în continuare una plină, iar specialiștii promit să rezolve toate cazurile. Un tânăr este căutat după ce a furat un telefon mobil dintr-un magazin al unei rețele de telefonie mobilă. Totul s-a petrecut într-un centru comercial de la marginea Piteștiului. Un tânăr a intrat într-un magazin al unei rețele de telefonie mobilă din centrul comercial aflat la marginea Piteștiului și a sustras telefonul mobil. Pe imaginele surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul intră în magazin și acționează cu tact. Bărbatul este foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul său pentru a vedea dacă cineva îl urmărește. Așteaptă un moment în care nimeni nu se află în preajma sa, desprinde sistemul de alarmă al telefonului și îl bagă în buzunarul de la geacă. Evident, înainte să iasă din magazin, puștanul uită voit să se oprească să achite produsul. Reprezentanții magazinului au postat filmulețul și speră ca imaginile să-i ajute să-l prindă pe cel care a sustras telefonul mobil. Ecouri în Argeș după decizia președintelui Klaus Iohannis privind Villa Florica. Reacțiile au apărut imediat după ce șeful statului a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind achiziționarea Villei Florica. Decizia președintelui României de a trimite Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind achiziționarea Villei Florica de către Ministerul Culturii și Identității Naționale a stârnit reacții dure și a revoltat atât clasa politică, dar și pe reprezentanții din administrația județeană. Noi, parlamentarii PSD de Argeș, am primit un ciocan în cap ieri, când am văzut că a fost atacată legea pe care am trecut-o cu succes prin Parlament, la Curtea Constituțională. Nu ne-am fi așteptat ca un exponent al liberalismului, pentru că a fost candidat al Partidului Național Liberal, să lovească în inima identității liberale în România, în a lovi patrimoniul istoric și cultural al acestei nații, a românilor, prin atacarea la Curtea Constituțională a legii care consfințea recuperarea ansamblului muzeal al brătienilor Villa Florica. Mai mult, în acest context, Dan Manu susține că este îngrijorat de ceea ce li se întâmplă salariaților de la Centrul de Cultură Brătianu. Suntem foarte îngrijorați pentru că avem salariați acolo, avem personalități care sunt și din domeniul cercetării și din domeniul cultural, și avem o instituție de cultură cu personalitate juridică. Nu-i de glumit cu salariații, nu-i de glumit pe lângă dorința noastră ca să rămână în domeniul public național acest patrimoniu. Ne interesează foarte tare și perspectivele salariaților care sunt acolo.
Rămâne de văzut dacă acest patrimoniu cultural va fi recuperat, găsindu-se soluțiile legale și constituționale, cu atât mai mult cu cât vorbim despre importanța ansamblului Brătianu în condițiile în care în 2018 se celebrează centenarul, iar Marea Unire este legată de regii României și personalitatea omului de stat Ionel Brătianu. Deși ne mai despar câțiva ani până la viitoarele alegeri, politicienii, sau cel puțin o parte dintre aceștia, încep deja să lucreze pentru campania electorală. Același lucru îl putem spune și despre membrii Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal. Umaniștii au plecat la un nou drum cu o nouă echipă. De conducerea partidului se va ocupa cel puțin până la alegerile interne Cornel Lazăr. Odată cu noua echipă, umaniștii își doresc să pornească la un drum care să le asigure la alegerile locale și parlamentare de peste 4 ani rezultate pe măsură. Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal pleacă la drum, la un drum nou, dacă pot spune așa. Suntem o echipă care încercăm să schimbăm ceva, o echipă care încercăm să venim cu ceva nou. Pentru că, într-adevăr, lucrurile nu merg chiar atât de bine. După ce au pus bazele filialei județene APPUSL, următorul obiectiv al umaniștilor este acela de a deschide câte o filială în aproape toate localitățile din Argeș. Una dintre somitățile în neurochirurgie la nivel mondial, profesorul dr. Vlad Alexandru Ciurea vine la Pitești pentru a-și lansa ultimele două volume. Călătorii în centrul gândirii, o carte biografică monumentală, și Discopatia vertebrală cervicală, carte de specialitate scrisă în colaborare cu alți colegi, printre care și medicul neurochirurg piteștean de renume, profesorul Mihai Popescu. Unul dintre uriașii medici ai României, profesorul dr. Vlad Alexandru Ciurea, fostul șef al clinicii de neurochirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, a făcut loc în programul domniei sale și unei vizite în Centrul Universitar Pitești. Cu un CV impresionant, o carieră excepțională, cu un palmares de titluri greu de enumerat, profesorul Ciurea este de o modestie dezarmantă. Atunci când intră în sala lui de operație, se roagă, la fel ca pacienții săi, pentru că nu intră singur în sală, ci alături de Dumnezeu, iar creierul pe care lucrează este calea spre divinitate. Coperta cărții sale are o simbolică listică uluitoare. Am dovedit că în pictura lui Michelangelo, pe tavanul din Capela Sixtină, în care prezintă geneza într-un număr de tablouri, 9, sunt câteva elemente de anatomie umană și mai ales de sistem nervos introduse în Dumnezeu. Dumnezeu are părți de sistem nervos. E foarte interesant. Asta e una. Iar aici, în tabloul 3, în care Dumnezeu îi dă viață lui Adam, lumea nu a studiat. Este real, n-am descoperit eu asta. Dacă vreți, am continuat. Mâna lui Dumnezeu este puternică, este totalitară, este dictatorială, e de tiran. Și înconjurat de îngeri, în ce? Într-o pseudoscoică, care e creierul uman. Este creierul uman. Întinde către Adam. Mâna lui Adam este exact mâna lui Dumnezeu. Dacă vă uitați cu atenție, este aceleași mâini. Numai că una e puternică, cealaltă e moale. Una e totalitară, cealaltă e de sclav. Una dă, cealaltă primește. Da, cea e de sclav. Ce transmite? Întrebare pentru toată lumea. Ce am scris eu? Am scris că îi transmite credință, putere, viață și genetica. Genetica umană, genomul uman. Genetica îi transmite genomul uman. Asta am scris eu. Fost ucenic al celebrului profesor Arseni, doctorul Ciurea a creat Școala Românească de Cercetare în Neurochirurgie. Este membru în bordul celor mai prestigioase societăți medicale din Statele Unite, Japonia și Europa, cu invenții brevetate, autor a 10 de tratate și cărți și mai ales salvator a 10.000 de vieți. Profesorul dr. Vlad Alexandru Ciurea vine la Pitești sâmbătă în 18 noiembrie pentru a participa de la ora 11 la lansarea ultimelor sale cărți în aula Universității Pitești. Doamnelor, domnilor, urmărim acum știrile din sport. Vasile Popa, directorul sportiv al echipei FC Argeș, spune că se poartă negocieri cu mai mulți tehnicieni pentru postul de antrenor principal. Oficialul grupării din Trivale afirmă că primul nume greu cu care s-a luat legătura a fost Ionuț Badea, însă fostul secund al naționalei a refuzat propunerea făcută. Directorul sportiv al grupării din Trivale susține că în eventualitatea în care negocierile se vor concretiza, FC Argeș va fi pregătită de un antrenor cu mare experiență și cu rezultate bune la nivelul primului eșalon. S-au purtat și se poartă masiv discuții cu antrenori care au luat campionate
S-a purtat și negocieri masive cu Ionuț Badea, asta vă poate confirma și el. A discutat cu președintele clubului, la care nu s-a ajuns la niciun consens, fiindcă Ionuț a spus că are alte proiecte. Echipa de basket masculin a Piteștiului are un start de vis de campionat. BCM UFC Argeș ocupă locul întâi în Liga Națională de Basket Masculin cu 9 puncte din 10 posibile. Formația pregătită de Hristu Șapera și Alexandru Ziguli a înregistrat în acest tur de campionat 4 victorii și o singură înfrângere. Gruparea din Trivale împarte prima poziție a clasamentului cu UBT Cluj, BCSCM Timișoara și Phoenix Galați, toate 3 cu același număr de puncte. Piteștenii au pierdut în prima etapă în deplasarea de la UBT Cluj, campioana României, după care au avut o serie de 4 victorii consecutive. Alvioleții au câștigat duelurile cu BCSCM Timișoara, Phoenix Galați, SCM Craiova și CSU Sibiu. 3 dintre cele 4 echipe învinse de piteșteni au pretenții la locurile fruntașe ale clasamentului și în Cupa României BCM UFC Argeș se descurcă destul de bine. Gruparea din Trivale s-a calificat în Final 8 după ce a trecut în primul tur de BC Mureș, finalista de anul trecut. Această ediție de campionat este una foarte echilibrată, cu excepția două echipe care sunt candidate la retrogradare, celelalte au potențialul și forța necesară de a se lupta cu echipe mari, cum ar fi UBT Cluj, Steaua CSM Exim Bank și CSM Oradea, formații care an de an își propun să câștige titlul și Cupa României prin prisma bugetelor și a loturilor de jucători de care dispun. Doamnelor, domnilor, acesta a fost Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că în acest sfârșit de săptămână vă aștept la 7 zile în Argeș, retrospectiva săptămânii. Rămâneți cu bine! La revedere!